Cartea profetului Amos, capitolul 7, de la versetele 7 la 9, pagina Bibliei 890. Eu voi citi însă din ediția Cornilescu revizuită în 2001. Să ascultăm cuvântul Domnului. Așa mi-a arătat Domnul. Și iată, Domnul stătea pe zid făcut cu firul cu plumb, cu un fir cu plumb în mâna sa. Și Domnul mi-a zis, ce vezi, Amos? Și eu am zis, un fir cu plumb. Și Domnul a zis, iată, voi pune un fir cu plumb în mijlocul poporului meu Israel și nu voi mai trece pe lângă ei. Și înălțimile lui Isaac vor fi pustiite, și locașurile sfinte ale lui Israel vor fi lăsate pustii. Și mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia. Amin. Foarte rar se predică din profeții mici. Așa zis profeți mici, pentru că nu sunt profeți mari și mici, sunt profeți. Profeții lui Dumnezeu. Însă funcție de volumul scrierii lor, noi am obișnuit să-i încadrăm în profeți mari, Isaia, Ezechiel, Ieremia, Daniel și în profeți mici. Amos este un om deosebit. Un om care, în mâna lui Dumnezeu, lucrează deosebit. Am citit din această ediție revizuită Cornilescu pentru că, în traducerea clasică, scrie așa, el mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă. Ceea ce Cornilescu traduce la cumpănă este o terminologie ebraică care spune ținea în mână un fir cu plumb. Când eu eram mic, și asta era de mult, mi-aduc aminte de meșterii zidari din acele timpuri. Dacă cineva construia o casă, pentru că oamenii nu dispuneau de tehnologia modernă de astăzi să tragă linie cu laser, ca să măsoare zidul în sensul cât de drept este zidul, zidarii foloseau firul cu plumb. Ori o bucată de plumb, o bară de plumb, ori o bară metalică era legată la mijloc cu o oață, cu un fir. Și când zidarul construia, punea pe margine firul acela cu plumb și dacă toată cărămida cădea exact perpendicular pe firul cu plumb, pe linia firului cu plumb, construcția era dreaptă. Dacă ucenicii zidarului construiau lângă el, zideau lângă el și zidarul constata la firul cu plumb, pentru că cu acela măsura construcția, măsura cum se lucra. Dacă zidarul constata că această construcție, cărămizile, sunt mai ieșite sau înclinate, țin minte, îi punea să strice, îi punea să ia zidul jos și să construiască de la început. Se vede că tehnica aceasta a măsurării cu firul cu plumb în construcții este antică, este veche. Și Domnul Dumnezeu folosește acest aspect din tehnica construcțiilor ca să ne vorbească astăzi, să vorbească atunci în vremea lui Amos și să ne spună tot ce faceți, tot ce zidiți pentru împărăția lui Dumnezeu, tot ce faceți în viață, trece pe sub firul cu plumb al lui Dumnezeu. El măsoară ce zidim în casa Domnului, ce zidim în familie, ce zidim în caracter, ce zidim în lucrarea lui Dumnezeu.
Profeții au spus, de exemplu Isaia 49 cu 16, că zidurile noastre, care sunt rugăciunea, cuvântul mântuirii, slujirea creștină, sunt tot timpul înaintea lui Dumnezeu. Așa spune profetul de la Duhul Sfânt, și zidurile tale sunt totdeauna înaintea mea, sub firul său cu plumb. Duhul Domnului de asemenea ne avertizează prin Sfântul Apostol Pavel și spune să luăm seama la ce zidim și cum zidim în slujirea noastră creștină. 1 Corinteni capitolul 3, versetele 10 la 15. Întrebarea este aceasta astăzi. Dumnezeu stă de vorbă personal cu tine. Dumnezeu stă de vorbă personal cu mine. Și te întreabă și mă întreabă, Lazare, ce zidești, cum zidești și de ce zidești? Ce zidești, cum zidești și de ce zidești? Pentru că totul este pus sub firul lui cu plumb, sub măsurătoarea lui care este adevărul și sfințenia. Acesta este firul său cu plumb. Și atunci el măsoară intenția, caracterul lucrării, măsoară locul unde construim, măsoară toate lucrurile. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în seara aceasta aici în Biserica Emanuel, ori în ziua de astăzi, unde vă găsiți dumneavoastră, la internet, la radio, la televiziune, ori acasă, aș vrea să vă invit împreună cu mine să învățăm un mesaj pe care l-am intitulat Cel cu firul cu plumb. Cel cu firul cu plumb. El este Domnul, cu siguranță, nu? În primul rând, ce și cum zidim? Ce și cum zidim? Este important să știm ce zidim. Este important să știm cum zidim. Este important să știm unde zidim. Este important să știm de ce zidim. Ce material folosim? Este important să știm pentru cine zidim. Și haideți să ne uităm la câteva aspecte. Ce zidesc în viața personală? Ce zidești tu în viața personală? Pentru că firul cu plumb al lui Dumnezeu, adevărul și sfințenia sa, mă măsoară și te măsoară în viața individuală, indiferent cine ești tu. Nimeni nu scapă de sub firul cu plumb al lui Dumnezeu. Nimeni. El îți măsoară statura spirituală, îți măsoară relațiile sociale, relațiile de familie, relațiile de biserică. El măsoară ce model oferi ca să fii urmat de copiii tăi, de copiii mei în dreptul meu. El măsoară virtuțile pe care le cultivi în viața personală, în trăirea individuală. Dragii mei, tineri și tinere, familii, El măsoară prietenii pe care îi avem, pe care ne-i alegem. Greutatea lor spirituală, greutatea lor morală, greutatea lor în caracter. Psalmul 16 cu versetul 3. Sfinți din țară și oamenii evlavioși sunt prietenii mei, dar ai tăi. Psalmul 119 cu versetul 63. Cu tot aceea sunt prieteni care se tem de tine, care păzesc poruncile tale. Când îi măsoară Domnul pe ai tăi? Sau în Psalmul 119 cu versetul 113. Urăsc pe oamenii nehotărâți. Nu în sensul că urește oamenii, ci urește caracterul acela de oameni. Ce iubești tu? Cel cu firul cu plumb mă măsoară, te măsoară, mă evaluează și te evaluează. Cu dreptate și cu sfințenia lui absolută se uită la adâncimea dragostei tale, la lărgimea ei, la lungimea ei, la înălțimea ei, potrivit Efeseni 3, 17 la 18. Și de aceea dragostea ta și dragostea mea pentru Dumnezeu și în felul în care lucrez trebuie să fie un pătrat perfect, cu patru laturi perfecte. Lungime, adâncime, lățime, înălțime. Fiecare latură a pătratului, fiecare latură a acestui zid este măsurată de Dumnezeu. El stă pe zid. Nu știu dacă te-ai gândit la lucrul acesta până acum. El stă pe zid.
Ce zidești în viața de familie, pe de altă parte, nu numai în viața individuală? Ce zidim în viața de familie, frați și surori, doamnelor și domnilor? Și în familie sunt multe ziduri. Avem multe ziduri. Și Dumnezeu stă și pe zidul familiei. Gândiți-vă ca părinți. Ce pildă lăsați copiilor dumneavoastră? Să ne gândim că oamenii lui Dumnezeu, ce pildă este în casa noastră privind dragostea pentru casa lui Dumnezeu? Cum se vorbește în casa ta despre biserică? Cum se vorbește? Era pe vremuri un lucrător prin ținuturile noastre care și-a asumat rolul lui Dumnezeu. Biserica lui era albă, biserica vecină era pestriță și biserica noastră era biserica neagră. Nu știu cine l-a pus să facă cântăreala aceasta, dar fariseismul era nota după care cântărea lucrurile. Cel ce măsoară este Dumnezeu. Cel ce măsoară este Dumnezeu. Măsoară practicile din casa ta și din casa mea. Măsoară respectul din casă pe care îl dai soției și pe care îl dai soțului. Măsoară relațiile pe care părinții le au cu copiii și copiii cu părinți. În casa ta și în casa mea Dumnezeu măsoară altarul familiei. În casa ta și în casa mea Dumnezeu măsoară zidul încrederii pe care îl avem în Dumnezeu și în purtarea lui de grijă. Se uită Dumnezeu la tine și se uită Dumnezeu la mine și măsoară încrederea din casă, respectul din casă, trăirea din casă, umblarea din casă. Și ca să ne putem corecta în această direcție, haideți să ne uităm la o pildă frumoasă în Psalmul 101 pe care profetul și împăratul David o oferă atunci când Dumnezeu se duce și măsoară zidul casei lui. Și am să iau fiecare verset. Versetul 2. Vorbind despre casa lui, spune el, voi umbla cu inimă fără prihană în mijlocul casei mele. Și David a făcut aceasta. Versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Este așa și cu casa ta? Versetul 4. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Este așa și cu casa ta? Versetul 5. Pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată nu-l voi suferi. N-am să-l fac prieten. Nu să-și găsească cuib în casa mea. Versetul 6. Voi avea ochii îndreptat asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Versetul 7. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Cu cine face business casa ta? Cu cine se asociază? Cu cine ai pari și serate și vacanțe? Dumnezeu cu firul cu plumb stă pe zid. Pe zidul trăirii individuale, pe zidul familiei, de aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, să ne punem în această seară această întrebare, la modul cel mai serios și cu frică de Domnul. Oare când mă măsoară Domnul în clipa aceasta, ce măsoară în viața mea? Când Domnul se uită la caracterul meu, ce măsurătoare este, cât de greu este caracterul meu? Când Domnul măsoară casa mea, familia mea, ce vede în casa mea? Cuvântul Domnului ne spune, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiicele voastre, pentru fetele voastre, pentru soțiile voastre, pentru casele voastre. Uitați-vă la starea nenorocită în care este Ierusalimul. Așa sunt multe familii nenorocite, multe vieți individuale, multe ziduri, chiar în biserica Emanuel, zdrobite, înclinate. Uitați-vă la porțile că sunt arse, spunea Neemia. Ușile de la intrare a informațiilor din casa și din viața noastră sunt arse de patim și de nevegheri spirituale. Haideți să zidim din nou Ierusalim, au spus Neemia, au spus Ezra, au spus Zorobabel. Este timp să ne sculăm, frați și surori, și să dregem puțin zidurile și să le dregem bine. Zidurile vieții personale, zidurile din familie, zidurile din biserică. Pentru că evaluarea finală nu o face păstorul, nu o face episcopul, nu o face mai marele norodului, evaluarea finală o face Dumnezeu. O face Dumnezeu. Și Dumnezeu când evaluează nu caută la fața omului și nu este intimitat de privirea ta sau de privirea mea. Nici de numele tău, nici de numele meu. Nici de
faima de care te bucuri sau de care nu te bucuri. Dumnezeu nu este intimidat de nimic. Dumnezeu se uită la tine și la mine cu dragoste și mă măsoară cu dreptate. Pe de altă parte, nu numai în viața personală, nu numai în familie, ce zidim în biserica Domnului. Ce zidim în biserica lui Dumnezeu. Sunt două direcții de zidire în biserica lui Dumnezeu. Prima, pe care o așteaptă Dumnezeu de la tine și de la mine, de la noi. O așteaptă Dumnezeu de la bătrâni, o așteaptă Dumnezeu de la familii, o așteaptă Dumnezeu de la tineri și tinere, o așteaptă Dumnezeu de la păstori, o așteaptă Dumnezeu de la bordul bisericii, o așteaptă Dumnezeu de la fiecare departament din biserică. Aur, argint și pietre scumpe. Și Dumnezeu este displăcut să vadă despre lucrarea ta și despre lucrarea mea în biserică că este lemn, fân și trestie. Citesc din 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 5 la 12. Dacă zidim ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, atunci la măsurarea firului cu plumb al lui Dumnezeu trebuie să se vadă că în casa lui Dumnezeu se predică Scriptura, nu tradiții omenești. Se caută gloria lui Dumnezeu și nu placul oamenilor. Se caută pacea, sfințirea și adevărul fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu căutăm cu orice preț unirea Duhului. Dacă cunoaștem Sfânta Scriptură, dragostea Lui ne strânge, nu ne împrăște, frați și surori. Ne adună și ne pune să lucrăm împreună. Nu să fugim de responsabilitate, nu să fugim de greutate. Când Dumnezeu îți măsoară lucrarea și îți o măsoară și individual și colectiv, aduceți vă aminte și de Apocalipsa 11, primele două versete. Dumnezeu mi-a dat o mână, o trestie și mi-a zis, du-te și măsoară casa lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în ea. Dumnezeu te măsoară individual, măsoară sacrificiul din biserică și măsoară biserica ca un colectiv, casa lui Dumnezeu, cei ce se închină în ea. Ce vede Dumnezeu în biserica noastră? Ce vede Dumnezeu între tineri? Ce vede Dumnezeu în familie? Ce vede Dumnezeu între păstori? Ce vede Dumnezeu între bătrânii bisericii? Ce vede Dumnezeu între relațiile dintre biserici, frați și surori? Să nu uităm încă o dată, firul cu plumb, dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu, prin acest filtru, prin această măsurătoare, trece orice lucrare. Nu spun eu, eu îl citesc pe Dumnezeu, dar eu cred aceasta. Eu îl citesc pe Dumnezeu. Au spus-o profeții și credința ta și a mea, credința noastră, dacă este divină, dacă este biblică, dacă este bisericească, este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. Dacă așa a vorbit Amos, așa trebuie să credem. Așa trebuie să credem. Și când măsoară dragostea, lucrarea din biserică, știți, tendința a cărnii și a mea care vă predic este aceasta. Iubirea eului, promovare personală, promovare de interes, de grupă, promovare de obiceiuri, de convingeri personale, de convingeri religioase. Religios înseamnă a promova ce fac eu pentru mântuire, iar prin credință înseamnă a vorbi despre ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Încă o dată, că n-ați auzit. Religios înseamnă a promova ce fac eu pentru Domnul, ce fac eu pentru mântuire. Credință înseamnă să știu, să prezint tot timpul ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Pentru că atunci când văd cu adevărat ce a făcut Dumnezeu pentru mine, am căzut în genunchi în fața Lui. Pentru că uitați ce spune în cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu s-a urcat pe zid și a vorbit lui Amos, fiți atenți la ce citesc acum, pasajul pe care l-am prezentat în fața noastră. Când Dumnezeu s-a urcat pe zid și a pus firul cu plumb, lui Amos i-a zis în felul următor, toate înălțimile lui Isaac vor fi pustiite și locașurile sfinte ale lui Israel vor fi pustii. Este versetul 9 din capitolul 7 din Amos. Știi ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că tot ce crezi tu că este sfânt în ochii tăi, nu înseamnă că este sfânt și în ochii lui Dumnezeu. De aceea, obiceiurile tale, your pet projects și your pet traditions, alea care îți plac ție numai, nu semnează neapărat că acelea sunt sfinte. Că dacă sunt de sfințenie aceia care zgâdele firea să te satisfacă, numai să te simți bine că ai făcut ceva, am cântat și eu, am mai pus și eu câte un dolar la colectă și n-am împlinit cuvântul Domnului, nu m-am sacrificat pentru lucrarea lui Dumnezeu și n-am făcut ce îmi cere Dumnezeu, totul ce ai făcut ți se năruie, se împrăște, a spus-o Domnul. Toate înălțimile lui Isaac
vor fi pustite și toate locașurile sfinte vor fi nimicite. Dumnezeu nu nimicește locașuri sfinte, Dumnezeu nu nimicește biserică, Dumnezeu nu nimicește poporul său, dar nimicește ceea ce se crede că este biserică. Ceea ce se crede că este sfințenie. Lucrul care gâdele firea. Și oamenilor, încă din generația noastră, le mai plac aceste lucruri. Care la fire arată bine. Pe din afară au o formă de evlavie. Dar spune Apostol Pavel, prin ele tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Toate înălțimile tale, toate zidurile tale, ale mele, ale bisericii, ale familiei, dacă nu sunt ziduri după voia lui Dumnezeu, vor fi nimicite. Mă rog Domnului să zidim împreună cu Dumnezeu. Nu fără de El. Aur, argint și pietre scumpe. Nu lemn, fân, paie sau trestie. În al doilea rând, evaluarea cu firul cu plumb. Cum evaluează Dumnezeu? Cuvântul Domnului spune că la focul încercării se va vedea ce a zidit fiecare. De aceea aș vrea să fiți atenți și să învățăm acest pasaj din 1 Corinteni, capitolul 3. Focul încercării va dovedi lucrarea fiecăruia, zidul fiecăruia, construcția fiecăruia. Pentru că la încercare se vede ce crede omul. La încercare se vede că este credincios. La încercare se vede cât este de statornic. La încercare se vede ce a făcut pentru Dumnezeu. Și la încercarea finală, când vom sta în fața firului cu plumb al lui Dumnezeu pentru toată lucrarea care am făcut-o pentru El, acolo se va vedea mult mai bine. Și Dumnezeu va trece lucrarea fiecăruia prin focul analizei Lui. Aurul, argintul și pietrele scumpe, zidurile acestea nu vor arde. Dimpotrivă, vor străluci mai tare. Vor arăta mai bine. Evaluarea Lui, frați și surori, doamnelor și domnilor, să știți că este foarte minuțioasă. Inclusiv lucrurile ascunse ale oamenilor. Inclusiv lucrurile ascunse. Uitați-vă la aceste pasaje. 1 Corinteni 3, 10 la 13. Roman 2 cu 16. Psalmul 132 cu versetul 9. Matei 12 cu 37. Marcu 2, 6 la 8. Ioan 2 cu 24 la 25. Evrei 4 cu 13. Uitați-vă la aceste pasaje. Le-am citat pentru că reascultând mesajul la casă, o să vă uitați și o să răsfăiți Sfânta Scriptură. Și o să vedeți cum măsoară Dumnezeu. Cum evaluează El. Vorbind despre testul focului pe care Dumnezeu îl pune peste fiecare dintre noi, Apostolul Pavel vorbește la Duhul Sfânt și citez. Iar dacă cineva zidește asupra pe această temelie, aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie, sau trestie în alte locuri, lucrarea fiecăruia va fi arătată, pentru că ziua o va face cunoscută pentru ca să se descopere în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 1 Corinteni 3, 12 la 13. Iar în Vechiul Testament, cel mai grozav text, dacă vreți așa, cel mai înfricoșător text care ne vorbește despre analiza și evaluarea pe care o face Dumnezeu, este acest text din Daniel, capitolul 5, versetele 25 la 28. Mene, mene, tekel upharsin sau farsi. Mene înseamnă numărat. Dumnezeu a numărat zilele împărăției tale, în cazul lui Belșațar, și a pus capăt. Dumnezeu măsoară zilele lucrării tale, ale vieții tale, ale mele. Tekel înseamnă cântărit. Ai fost cântărit în balanță și ai fost găsit? Greu. Ușor. Greu la cap. Încăpățânat, mândru, împotrivitor, ușor. Upharsin sau farsi, împărțit. Împărăția ta a fost dată mezilor și perșilor. Răsplata ta va fi dată altuia. Cu firul său cu plumb, Dumnezeu detectează zidul neprihănirii tale, zidul neprihănirii mele. Vede caracterul sec și lipsit de viața al ceremoniilor care ți sunt așa de dragi. Cunoaște valoarea Evangheliei sale în inima ta. Importanța lucrării Lui pentru tine. Așa cum vă aminteam și, cred că în duminica trecută sau într-una din duminici, în mesaj, în Iosua, capitolul 4, cu versetul 6, când
Dumnezeu a pus pe Iosua să pună pietrele acelea în Iordan, a spus, ce însemnează pietrele acestea pentru tine? Prima dată. Dumnezeu este interesat ce însemnează lucrarea Lui pentru tine personal. Pentru că pe tine te măsoară. Ce înseamnă lucrarea Lui pentru mine, pentru Lazar, Gog? Cât de valoroasă este lucrarea Lui pentru mine? Cât de valoroasă este lucrarea Lui Dumnezeu pentru tine? El evaluează valoarea lucrării pe care eu o dau, lucrării Lui Dumnezeu. Și aceasta se vede în dăruirea mea. Aceasta se vede în efortul pe care îl fac pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Aceasta se vede în felul că gândul meu, conștiința mea este preocupată de Dumnezeu. De ce spune David, curge la legile tale când? Zi și noapte. Vreau să te întreb, te preocupă pe tine cuvântul Domnului? Te preocupă pe tine legea lui Dumnezeu? Te preocupă pe tine mersul Bisericii lui Hristos? Te preocupă starea tineretului Bisericii lui Dumnezeu? Te preocupă starea familiilor din Biserica lui Dumnezeu? Te preocupă relațiile de familie din biserică? Te preocupă? Mă dor. Mă ard. Ce însemnează pietrele acestea pentru tine? Ce însemnează pentru tine? Dumnezeu așa evaluează. Dumnezeu așa se uită. Vede intenția zidirii, vede motivația zidirii, vede scopul pentru care ai zidit, Dumnezeu vede caracterul zidirii tale. Aduce laudă lui Dumnezeu sau aduce laudă lui Lazar Go, ție? Când Domnul evaluează, să ne uităm în primul rând, ce s-ar putea vedea sub firul său cu plumb? Ce ar putea să se vadă? Când Domnul evaluează lucrarea ta, gândește-te ce s-ar putea vedea. Și uitați ce vede Dumnezeu. Și puneți întrebarea, oare aceasta vede și în dreptul tău? O neprihănire care nu depășește pe cea a fariseilor și cărturarilor. Matei 5 cu 20. O inimă nu întru totul dată Domnului. 2 Împărați 15, 34 la 35. Zice, el l-a iubit pe Domnul și l-a slujit, dar, întotdeauna este un dar. Înălțimile nu le-a îndepărtat. Idolatria n-a schimbat-o. O slujire de formă. Fapte 28, 24 la 28. Isaia 29 cu 13. O atitudine părtinitoare față de frați. Fapte 6 cu 1. O atitudine tolerantă față de păcat. Apocalips 2 cu 20. Neascultare voită față de cuvânt, Ieremia 18, 11 la 12, du-te și spune-le să asculte și ei răspund, nu vrem să ascultăm. O ascundere după minciună, Isaia 28, 15 la 20, te ascultați aici ce spuneau contemporanii lui Isaia și mulți contemporani cu noi spun același lucru, pentru că ziceți, ne-am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților. Când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare, avem ca loc de scăpare și ca adăpost minciuna. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de mare preț, este Iisus Hristos, stânca, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă, firul cu plumb. Și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul minciunii. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și învoiala voastră cu locuința morților nu va dăinui. Ori de câte ori va trece, vă va apuca, căci va trece cu, în toată dimineața, zi și noapte, numai la vuietul ei vă veți îngrozi. Patul vă va fi prea scurt, prea îngust și pătura prea scurtă ca să vă puteți acoperi. Dragul meu, dragul meu, care e caracterul lucrării tale? Care este caracterul trăirii tale? Idealul nostru este caracter și răsplată. Măsurătoare o face Domnul. Aparatul cu care măsoară este firul cu plumb. Chiar dacă tu umbli cu laser, firul cu plumb al Dumnezeu este mai sigur decât laserul tău. Este mai sigur. Pentru că tehnologia ta este zidită pe nisip. Ca și computerul, pe silicon, siliciu. Ce ar trebui să se vadă sub firul cu plumb? Am să vă spun ce ar trebui să se vadă.
Mulțumire cu bucurie. Psalmul 71 cu versetul 23. Binecuvântare și nu blestem. Matei 5 cu 44. Recunoașterea și părăsirea păcatului. Psalmul 51 cu 3. Rugăciune pentru redresare spirituală și recăpătarea bucuriei, mântuirii și a Duhului Sfânt. Psalmul 51, versetele 10 la 12. Bucurie și voieșie în actul dărniciei și binefacerii. Roman 12 cu 8. 2 Corinteni 9 cu 7. Credincioșie chiar și dacă am pierdut totul la un moment dat. Habacuc 3, 17 la 18. Statornicie în mijlocul dezamăgirii, conform Iosua 24 cu 15. Tot timpul ceva neobișnuit, Matei 5 cu 47. Cuvântul Domnului spune prin Domnul Iisus Hristos: faceți asta, faceți aceasta, dar la urmă trebuie să vezi ce lucru neobișnuit am făcut. Esența creștinismului este să faci ceva neobișnuit. Aceasta este esența creștinismului. Să dai fără să aștepți să primești înapoi. Nu să împrumuți un milion să nu-ți dea nimeni înapoi, nu, că avem și din aceștia care gândesc în felul acesta. Și dacă te duci și ajuți, să nu știe stânga ce face dreapta. Dacă ai îmbrăcat pe cineva, să n-aștepți să te îmbrace pe tine înapoi. Dacă ai ridicat pe cineva, să nu te bați cu pumnul în piept, să nu bați cu pumnul în piept. Dacă nu eram eu, familia aceasta se ruina. Nu. Fă ceva neobișnuit. În tot ce fac și în tot ce faci, trebuie să se înalțe numele lui Dumnezeu. Trebuie să se înalțe gloria sa. Trebuie să se înalțe sfințenia lui. Trebuie să se înalțe adevărul lui, dreptatea lui. În al treilea rând, frați și surori, în urma evaluării cu firul cu plumb. Sunt oameni, și Biblia spune lucrul acesta, de aceea eu cred tot ce spune Sfânta Scriptură, pentru că îi văd pe oameni în jurul meu și îi aud. Călătorind mult, îi aud vorbind mult. Au fost oameni în timpul profeților și apostolilor, sunt oameni și în vremea noastră care spun același lucru. Ce tot spui, mesaje de felul acesta? Nu se întâmplă nimic. De când e lumea, tot așa sunt lucrurile. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în această privință. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimicia credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Dimpotrivă. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris. Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Dar dacă nelegiuirea noastră, pentru că unii spun că noi suntem nelegiuiți, pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își deslănțuie mânia, vorbesc în felul oamenilor, nici de cum. Pentru că altfel cum va judeca Dumnezeu lumea? Am citit din Roman 3, cu 3 la 6. Da, în final, în urma analizei, în urma evaluării pe care Dumnezeu o face cu firul cu plumb, două lucruri se vor vedea, frați și surori, doamnelor și domnilor. Două lucruri. Nu mai multe. Două. În primul rând, cum evaluează Dumnezeu pe cei necredincioși? Pe aceia care nu vor să creadă. Pe aceia care întorc spatele lui Dumnezeu. Pe aceia care stau de 30 de ani în biserică și încă nu s-au pocăit. Cum evaluează Dumnezeu? Vreau să vă spun un lucru și o să vă surprindă. Dumnezeu este drept și în iad. Și în iad e drept Dumnezeu. Dumnezeu este drept pretutinde, că El nu poate să fie strâmbătat. Nici părtinire. Cuvântul spune că într-o zi Dumnezeu va zice: robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult. Și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Luca 12, 47 la 48. Domnul nu pedepsește nedrept. Domnul pedepsește cu dreptate. Pentru că Dumnezeu lucrează cu dreptate. De aceea, dacă ești aici astăzi, dacă ești aici în seara aceasta, dacă ești aici în ziua de astăzi, la internet, la radio, la televiziune, acasă, ascultând CD-ul sau DVD-ul, și încă nu ți-ai rezolvat relația cu Dumnezeu, nu ți-ai rezolvat pacea cu Hristos, nu te-ai împăcat dându-i păcatele tale lui și luând neprihănirea lui, viața sfântă a Mântuitorului Iisus Hristos, jertfa lui din Golgota, peste tine ca să te spere de păcat. Dragul meu, îți spun cu durere în suflet, cu dragostea lui Dumnezeu în același timp, ca pentru un suflet a cărui eternitate este periclitată, Dumnezeu se va judeca cu tine. Dumnezeu se va judeca cu casa ta.
amânarea pe care o faci pocăinții, deși în conștiință știi că trebuie să te pocăiești. Știi că acesta este adevărul. Știi că trebuie să-L chem pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân. Amânarea aceasta o va judeca o Dumnezeu. Și de ce? Pentru că în fiecare zi cunoști mai mult și amâni mai mult. De ce Sfânta Scriptură ne spune că pe respingătorii lui Hristos îi va judeca Dumnezeu Tatăl. Și Dumnezeu spune, a trimis pe Fiul Său în lume să mântuie lumea, nu să o judece. Dar dacă cineva va fi judecat, o spune Iisus Hristos, suntem în Ioan capitolul 3, de la versetele 16 la 22, dacă cineva va fi judecat, va fi judecat pentru că odată Hristos venind în lume, s-a arătat păcatul oamenilor și oamenii au iubit mai mult întunericul, au vrut să stea ascunși de Hristos, să nu li se vadă păcătoșenia lor și au respins pe singurul care putea să le dea mântuirea, să le dea pacea. Firul cu plumb al lui Dumnezeu este peste toată lumea, nu este numai peste biserică, este și peste cei necredincioși. Și când Domnul judecă, aș vrea să spun, judecata lui este finală. În momentul în care ai murit și ai murit făcând răul și nepocăindu-te, să nu aștepți să te scape nașul și nășica, poți să-și vândă toți boii că ți-i are, că mor și ei nemântuiți împreună cu tine. După moarte nu există salvare. Nu există salvare. Cum evaluează Dumnezeu pe cei credincioși? Când firul cu plumb trece în dreptul tău, ascultați ce spune Sfântul Apostol Pavel, 2 Corinteni 5 cu 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm, trebuie, fără salvare, fără scăpare, fără evitare, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a fi făcut când trăia în trup. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dați-mi voie aici să specific ceva, pentru că sunt mulți care confundă mântuirea cu răsplata. Mântuirea nu este răsplată. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Repet, mântuirea nu este răsplată. Este darul lui Dumnezeu dat oamenilor prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin har ați fost mântuiți, spune Apostolul Pavel, Efeseni, capitolul 2, versetele 8 la 9, prin credință, și aceasta vine de la Dumnezeu, nu-i prin faptele voastre, ca să nu se laude nimeni. Dacă eu am crezut, dacă tu ai crezut în Domnul Iisus Hristos, că El este singura jertfă de ispășire pentru păcatele tale, pentru păcatele mele, Dumnezeu m-a mântuit. Și apoi, din ziua în care El m-a mântuit, dacă am rămas în credință, până în ziua în care am murit de pe pământul acesta, tot ce am lucrat pentru Dumnezeu, aceea va fi răsplătită. Tot ce am lucrat pentru Dumnezeu va fi răsplătit. Iar în dreptul credincioșilor, când Dumnezeu pune firul cu plumb și când pune focul încercării peste zidurile mele și peste zidurile tale, ia uitați ce spune Sfânta Scriptură. Începe de jos. Nici o răsplată. 1 Corinteni 13 cu 15. 1 Corinteni 3, de la 13 la 15. Cât despre El, spune, va fi mântuit, dar ca prin foc. Spune că lucrarea, focul încercării, îi va arde lucrarea, este exact ca și când ți s-a aprins casa. Când ți s-a aprins casa și au luat foc toate din casă, dacă ai putut, ai fugit și ți-ai scăpat viața cu hainele de pe tine. Cu ce te-ai ales? Cu nimic. Când Dumnezeu îți pune la încercare lucrarea care ai făcut-o pentru Domnul, dacă sub firul lui cu plumb s-a văzut glorie deșartă, ambiție. Asta că așa am vrut să le arat eu. Pentru că și astăzi sunt oameni care toate le fac pe dos. Au plăcerea aceasta diabolică să fie pentru contra. Întotdeauna. Orice ies pentru contra, orice ies pentru contra, orice ies pentru contra. Dar dacă îi verifici, dacă Dumnezeu îi verifică, niciodată nu fac lucrarea care trebuie. Despre oamenii aceștia spune Dumnezeu, dacă n-au vrut să lucreze pentru Dumnezeu, probabil cât despre ei, vor fi mântuiți, dar ca prin foc, fără nicio răsplată. Apoi încep răsplățile. Coroana bucuriei, Filipeni 4 cu 1, pentru cei ce au câștigat suflete. Coroana neprihănirii, 2 Timotei 4 cu 8, pentru cei ce iubesc venirea Domnului Iisus Hristos și se pregătesc pentru această venire. Coroana vieții,
Iacob 1 cu 12, Apocalips 2 cu 10 este dată martirilor și fiți atenți încă la cineva, coroana vieții este dată martirilor și celor ce biruiesc ispita. Tineri și tinere, bărbați și femei, bătrâni și surori bătrâne. Ispita este pentru toată lumea. Când diavolul îți întinde ispita, să nu crezi că ispita este numai a cărnii. Ispita este de multe feluri. Pe cei ce au biruit ispita, atât de mult îi iubește Dumnezeu, încât faptul că au biruit ispita le dă o coroană pe care numai martirii o poartă. Este coroana vieții, cununa vieții. Iacob 1 cu 12. Coroana gloriei, 1 Petru 5 cu 4, este a noastră, a păstorilor. Sper să o am. Soția a zis, amin. Pentru că o are și ea, dacă o am și eu. Corona neveștezită a gloriei, 1 Corinteni 9 cu 25, este încununare pe care Dumnezeu o dă tuturor celor care au lucrat în via lui Dumnezeu, indiferent ce lucrare. Un pahar cu apă dat în numele Domnului, cu bucurie, este răsplătit. Un oaspete primit în numele Domnului, cu bucurie, este răsplătit. O îmbrăcare a unui sărac este răsplătită. Actul vestirii Evangheliei este răsplătită. Câștigarea unui suflet din păcat pentru Domnul este răsplătită. Tot ce faci pentru Domnul, dacă faci ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni și nu ca pentru tine, pentru gloria ta personală, pentru mândria ta și lauda ta personală, este răsplătit. De aceea, în concluzie, Dumnezeu este în casa Lui în această seară. Tot timpul este în casa Lui. Dumnezeu se uită peste noi, se uită la tine, se uită la mine. Și Dumnezeu îmi spune, Lazare, am venit aici cu dragoste. Dar în același timp, pentru că sunt un Dumnezeu drept, trebuie să-ți spun, am venit cu firul, cu plumb. Și zidul tău, predica ta din seara aceasta este măsurată de mine. Dacă te-ai umflat în pene, că ai predicat cum n-a mai predicat nimeni, ești out. S-a terminat. Dar dacă ai vestit cuvântul Domnului cu durere în suflet ca să salvezi oameni și să trezești poporul meu la realitate, evaluarea pe care ți-o fac se va vedea în ziua mea, când voi pune coroanele în fața voastră și îți voi spune, corona aceasta este pentru că. Că ești singur, că ești familie, că ești lucrător, că ești necredincios, firul cu plumb al lui Dumnezeu este pe zidul tău, pe zidul vieții tale, caracterul tău, obiceiurile tale, trăirile tale, relațiile tale, gândirea ta, lucrurile ascunse ale oamenilor. Frați și surori, totul este măsurat. Ce vorbești în ascuns este măsurat. Ce faci în ascuns este măsurat. Ce gândești este măsurat. Pe noi oamenii poți să ne înșeli, familia poți să-ți o înșeli, poți să ascunzi, dar nu pe Dumnezeu. Deci dacă spui la tata și la mama, mai lăsați-mă 2 ore, 3 ore la internet, că am de făcut un research, o cercetare pe internet, și tu cercetezi altceva, pentru că tata și mama, cu bună știință și bună credință, te-au lăsat ca pe un om cu minte, un tânăr cu minte, o tânără cu minte. Dacă ei nu te-au văzut, te-a văzut Dumnezeu. Te-a văzut Dumnezeu. Dacă păstorul nu te-a văzut, te-a văzut Dumnezeu. Dacă ai zis, mă duc la biserică astăzi și vreau să slujesc, vreau să cânt o cântare. Dacă ai cântat-o să te măriți, draga mea, puteai să o cânti în curte. Tot atâta te ajută. Dacă ai cântat-o să vadă cât de macho ești și ce voce ai, puteai să cânti în pivniță. Suna mai bine. Ori în baie când faceai shower. Ți se părea că gândi mai tare. Ori și ce facem este măsurat cu firul cu plumb al lui Dumnezeu. Și apoi nu uita acest adevăr.
că ce ți se pare ție că este sfânt va fi nimicit de Domnul. Amos spune lui Israel și lui Isaac, toate înălțimile lui și toate locașurile lui sfinte le voi nimici. Toate obiceiurile acelea care au gâdălit numai firea și n-au adus glorie lui Dumnezeu vor fi nimicite. Dar de ce am face lucruri care să fie arse, frați și surori, doamnelor și domnilor? De ce n-am zidit aur, argint și pietre scumpe? De ce n-am așteptat? Eu aceasta aștept. Într-o zi când voi sta în fața lui Dumnezeu și voi sta vrând nevrând, voi sta, dar eu vreau să stau. Așa cum a zis Iov, aștept să mă privească Mântuitorul meu în ochi, să-mi fie binevoitor și să-mi zică, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Nu vrei tu aceasta? Firul cu plumb. Firul cu plumb. Măsurătoarea lui Dumnezeu. Măsurătoarea mea. Măsurătoarea casei mele. Măsurătoarea ta și a casei tale. A vieții tale. A faptelor tale. Măsurătoarea bisericii noastre. De aceea, te invit în numele Domnului Iisus Hristos. Iubește-ți sufletul. Iubește-ți sufletul și lucrează ca pentru Domnul. Iubește-ți sufletul și lucrează împreună cu Domnul. Fii lucrător împreună cu El. Iubește-ți sufletul și împacă-te cu Dumnezeu și nu mai face ce vrei tu sau ce crezi că îți place ție bine, pentru că totul va fi spulberat de Domnul. Deschide cartea Domnului, citește această carte, învață împreună cu noi și hai să facem ce cere Dumnezeu să facem, nu ce am vrea noi să facem. Pentru că Dumnezeu, cum am spus, ne măsoară individual, dar ne măsoară și colectiv. Mă măsoară ca soț, ca tată, ca prieten, dar măsoară și familia. Așa se uită Dumnezeu la tine și așa se uită la mine. Ca om al lui Dumnezeu, rugăciunea pe care o am înaintea Domnului și Dumnezeu îmi știe inima în momentul acesta, mă rog Domnului ca Dumnezeu când se uită la viața fiecare dintre dumneavoastră să poată să spună bine, rob bun și credincios.